Polițiștii secției regionale de poliție transporturi Brașov, sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, au efectuat ieri 34 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală. Perchezițiile au fost efectuate în județul Harghita, la sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale cu diverse domenii de activitate, cum ar fi operațiuni cu material lemnos, construcții sau comerț cu amănuntul. În urma activităților au fost ridicați 400.000 de euro, peste 16.800 de dolari, aproximativ 800.000 de lei, documente financiar contabile, medii de stocare, o armă cu aer comprimat și o arbaletă deținută ilegal. În fapt, un grup de persoane ar fi înlesnit crearea unui circuit de peste 20 de societăți comerciale, în cadrul căruia nu s-ar fi confirmat operațiunile de livrare efectuate aparent de către partenerii acestora sau de furnizori inițiali, cu scopul deducerii de TVA. Prejudiciul creat bugetului de stat se ridică la 15 milioane de lei. 18 persoane au fost conduse la audieri, fiind continuate cercetările față de acestea. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, Serviciile Județene Anticorupție Brașov și Covasna, alături de jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție Vlad Țepeș București.